Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție Dezbaterea Zilei. Discutăm astăzi despre cel mai fierbinte subiect al acestei perioade, războiul din Ucraina. Se împlinesc fix 100 de zile de când Vladimir Putin a ordonat armatei să atace Rusia. Alături de mine, domnul Traian Dobre, președintele Asociației Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Bună ziua, bine ați revenit. Bună ziua, rămâna, bună au seara, au trecut deja 100 de zile de când a început acest război. Și chiar astăzi, Organizația Națiunilor Unite prezenta niște cifre, peste 4.000 de civili ucrainieni uciși, peste 11.000 de militari ucrainieni și-au pierdut viața și peste 15.000 de militari ruși. E o tragedie umană. Și un om dacă moare, e mare păcat, mai ales că una este să mori de moarte naturală și alta să mori, pentru că mai mare lume te condamnă de fapt la moarte. Războiul. Războiul a fost dintotdeauna. Ferocitatea lor a existat și există. Asta vedem indiferent de, așa zis, nivel de civilizație pe care îl are societatea. Cert este că a ajunge și a amenința lumea întreagă cu folosirea armelor nucleare, eu cred că este o adevărată barbarie. În ce sens? Pentru că dintr-un război nuclear nimeni nu scapă. Doar. Iar un război nuclear durează câteva minute. Depinde. Pentru că imediat depinde. Apare reacția. Nu să fie tot atât de rapid. Poate unul este într-o peșteră. Are norocul să scape. Dar o să mănânce lilieș și gândaci până ani de zile, până radiațiile din mediul înconjurător se vor diminua ca să nu fie periculos. Periculos pentru om. Uitați-vă acele radiații. La Cernobâl ce s-a întâmplat? La Cernobâl cercetătorii își fac datoria acolo pentru că un astfel de exemplu ca Cernobâlul nu a mai cunoscut lumea. Ați văzut ce frumos se dezvoltă vegetația. Dar nu se știe cât de nocivă este. Adevărul e că încă omul, cu toată știința lui fantastică, nu cunoaște tot. Cunoașterea este, după părerea mea, nelimitată, ca și universul. Oamenii de mare capacitate și, ca să vorbim de românii noștri, un Iorga, cred că nici el nu și-a folosit decât o mică parte din capacitatea lui. Deci Dumnezeu ne-a dat nouă oamenilor și sfera lui de cunoaștere, fiind un geniu, nu a putut cuprinde decât vreo 5-6%, spun unii specialiști. Cam așa spun specialiștii, că cei mai inteligenți oameni din lume își folosesc cam 5, maxim 6% din capacitatea creierilor. Revenim puțin la război. Efectele economice vor fi pe termen scurt, mediu și lung. Ce va fi? Într-un război nu câștigă nimeni. Iar o iau cu acest lucru. Să fac embargouri. La prima vedere, fără având informații exacte, suferă și unii și alții. Cine suferă mai mult, n-aș putea spune. În mod normal, cel care are nevoie de resurse suferă mai mult. Ca normalitate. Practic este un război al dezinformării. Ai dat niște cifre. Cifre am auzit în fiecare seară la televizor. Bun, corect, sau aveți ca idee, vreau să spun. De la ONU. Ce ne-au dat? ONU. ONU e și el condus de cel care îl finanțează cel mai mult. Am avut exemplu cu pandemia. Ați văzut ce ruptură a fost între conducerea Organizația Mondială a Sănătății și cei care conduc lumea, adică o parte din cei care conduc lumea. Acest război este practic un război între două popoare, cât sunt ele de popoare diferite, care la urma urmei mult au fost foarte buni prieteni, au fost parteneri. Nu, care la urma urmei au aceeași origine, de fapt, și multă vreme au locuit împreună.
soțul ucrainean, soția rusoică. Copiii ce sunt? Ce sunt? Și de multe ori povesteai înainte de a începe misiunea că aceste situații și în special religia te pun în situații imposibile de rezolvat. Vorbeam de Kosovo, da? În rest, războiul ăsta ar trebui să termine cât se poate de repede, pentru că, la urma urmei, Rusia și-a îndeplinit ceea ce își propusese teritorial. La urma urmei, Petru I, cel mai iubit personaj al lor din toate timpurile până acum, s-ar putea, nu peste multă vreme, să fie altul cel mai iubit. Întotdeauna este loc de mai bine și de mai bun. Loc de mai bine. A fost acea dorință de a ieși la gurile Dunării. Da, este, din punct de vedere militar, și-au îndeplinit o dorință. Dar dacă gândim că tot ce facem pe pământ este pentru om, decepția este imensă. Care va fi cel mai devastator efect al acestui război? Multe. În primul rând că a dereglat economia într-un mod artificial. Pentru că scumpirea energiei, ca să o definesc în general, înseamnă o generarea unei inflații. Scumpirea tuturor produselor și în special alimentare înseamnă o pauperizare rapidă a populației și ruperea unui echilibru între venituri și cheltuieli. Consum. Nu mai vorbesc de cheltuieli. Nu pun la socoteală un autoturism, o casă sau așa mai departe. Pun la socoteală coșul zilnic de existență, pentru că statistic avem o inflație de 12-13%, dar coșul zilnic inflației peste 30%. Și ce țintează într-o continuă scădere coșul minim, pentru că creșterea acestor produse ne scot anumite produse din coș care rămân în raft. Nu că le scot. Le scoatem singuri. Nu mai avem cu ce le cumpăra. Dacă cândva, acum 3 luni, te duceai cu 100 de lei în piață, luai mai cu 30% mai multe produse decât astăzi. Acesta este un lucru. Dezechilibrele astea pot provoca noi conflicte. Și de ce nu? Nu numai noi conflicte, blocaje, pentru că lumea este interdependentă. Ce vorbeam tot înainte de conflicte și pot fi chiar și conflicte armate mai mici, vorbeam înainte de misiune de posibilitatea, și eu nu pun la îndoială acest lucru, ca foarte multă tehnică militară să ajungă pe mâna civililor. Fără discuție, dar întotdeauna există acest colateral. Un calcul mic și poate nu reprezentativ. 11.000 de soldați ucraineni, 15.000 de soldați ruși morți, în total 26. 26 de mitraliere care au rămas undeva în Ucraina. Nu, se strâng ele fără niciun fel de Bun, grijă. Dar rămân, cu siguranță, ajunge, dar întotdeauna după conflicte populația rămâne cu foarte mult armament, dar el se strâng. Cât va dura? Să presupunem că se termină acest război. Erdogan, președintele Turciei, s-a oferit să negocieze o întâlnire între Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Problema este că Putin a anunțat că ar fi dispus să se întâlnească, dar nu va ceda. Același lucru l-a spus și președintele Ucrainei. Deci va fi o întâlnire pur protocolară. Bun, după ce se închide bucla pe tot litoralul Mării Negre și va fi sub control rusesc, lucrurile, ambițiile vor dispare, pentru că se va vrea și liniște. Poporul nu te iartă pentru așa ceva. Mai ales că există acest mit la poporul slav de a fi erou. Iar erou înseamnă cel care moare în luptă. Și atunci vă dați seama că lupta este pe viață și pe moarte. Între cine? Între doi care pot avea aceeași mamă, același tată. Ceea ce se întâmplă și trebuie să cedeze, nu se poate. Ce se va întâmpla, cât va dura refacerea, reconstrucția Ucrainei? Pentru că ne uităm la televizor și multe orașe mari nu mai e piatră pe piatră.
De acord cu ceea ce ni se prezintă. Dar ce ni se prezintă e adevărul? Nu. Pentru că dacă asculți și partea cealaltă, afli altceva. Când te uiți pe aceleași imagini, le vezi cam des. Mă uitați la o imagine, mâine, dar peste 3 zile o văd pe cealaltă cu repetiții. Nu știm exact care este, pentru că primul război care îl avem între cele două combatante este... Un război mediatic. Un război mediatic. Și atunci nu putem judeca. Nu doar de a vorbi de dragul de a vorbi, nu are niciun rost. Dar totuși pot să spun ceva. Refacerea va fi rapidă. Pentru că sunt două sisteme care au fost diferite, deosebite. Unu, doar pentru a satisface o necesitate urgență, mă refer la cel rusesc, cum a fost și la noi, fac apartamente, cutii și dau că n-au unde stau oamenii să căsătoresc, vreau să mă mulțesc. Eu vorbesc de noi acum, să avem cât o populație cât mai mare. Și al doilea este acea bunăstare pe care o au unii și care nu le convine un apartament de 50 de metri pătrați sub nicio formă. Și atunci, dacă e bani, e forță de muncă, este posibil. Cine ar putea profita de acest lucru? China? Nu cred că China. China e prea departe. Rusia? Asta ar fi culmea, Rusia să refacă. Bine, că n-ar fi fair play, refac ce am distrus. Viața nu o să mai poate. Viața nu. Deci, suferința și rana care există între cele două popoare va dăinui foarte multă vreme. Depinde ce orientare va avea viitorul guvern al Ucrainei după înfrângerea care e posibilă, dar niciodată nu trebuie să spui niciodată. Spuneați că este un război mediatic și uitați-vă la președintele Ucrainei care apare în fiecare zi, măcar o dată la televizor, și Vladimir Putin care apare doar dacă se mai întâlnește cu vreun șef de stat sau cu vreun premier din lume. Apariții foarte rare. Bine, care cancer, specialiști care s-au uitat la el și au văzut galben în ochi, în fine. Se victimizează președintele Ucrainei? Nu. Aici este vorba de susținere. Fără discuție că manipularea este mult mai sofisticată în vest decât în est. În est întotdeauna a fost mai simplă. Îți dau ordin și execuți. Nu suporți consecințele. Pe când dincoace, oamenii s-au specializat mult mai bine și mult mai pervers, pentru că la urmă manipularea nu e o chestie corectă. E doar o chestie perversă, nu poate să fie. Și atunci, în aceste condiții, cu toată știința de carte, dacă asta poate fi definită, acest Zelenski este promovat ca atare. El oricum va fi erou. Sunt voci în Ucraina și numai în Ucraina care îl acuză că nu a cedat solicitărilor Rusiei, sunt și foarte mulți susținători. Părerea mea, și nu sunt specialist, sunt un simplu om, este că Zelenski, dar și Putin, vor apărea în manuale de istorie, iar Zelenski, indiferent dacă va câștiga sau va pierde războiul, indiferent cât va mai dura acest război, va fi erou. Depinde. Noi n-am avut în ea statuile eroilor și s-a schimbat regimul și au fost dărâmate. Îți aduce aminte, prietene? Bun, în Ucraina... Urcă pe copou și dai de un rond. Ce vină avea eroul ăla care era acolo? Era un rol, era un simbol. Mai ales că istoria nu se dărâma. Cât credeți că va mai dura acest război? Bine, e o întrebare la care... N-aș putea spune, dar... Vă întreb pentru că spuneați că la un moment dat că Rusia și-a cam atins obiectivul. Bun, dar dacă cedează ucrainienii, dacă continuă lupta, unii filozofi urmăresc totuși chiar cu toată manipularea asta, că din segmente mai poți scoate câte o bucățică de adevăr. Unii spun, domnule, trebuie să lupte și că există posibilitatea de a câștiga și așa mai departe. Un comportament ca și cum ar arunca gaz pe foc. Gaz pe foc. Așa. Cât poate să dureze? Până
Ori preda armele, altă soluție nu este. Bine, ideea, uitați că dacă ne uităm pe cifrele de la ONU, care spunea și dumneavoastră că nu sunt neapărat și cele reale, mai multe victime în armata rusă decât în armata ucraineană. Și tot niște agenții spun că mai multă tehnică militară distrusă de partea Rusiei decât de partea Ucrainei. Da, pentru că Ucraina din 2014 este înzestrată cu armată, instruită cu tot ce trebuie. Deci nu este o armată doar de mercenari, cum se spune. Deci este profesioniști, armată profesionistă. Și având o armată puternică, apar victimele de o parte și de alta. Și după aia mai e o problemă. Există un raport de victime între cel care atacă și cel care se apără. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Sper că la următoarea discuție să vorbim despre pace. Despre pace. Pacea de la Kiev. Haideți să vă dau o veste bună. Astăzi am văzut o coadă. M-am uitat mai bine ce este și era o agenție de voiași. Un semn că oamenii revin la viața normală. Vă mulțumesc mult. Eu sunt Lucian Bărdeanu. Până data viitoare, numai bine, la revedere.